dimineața! Bună dimineața! Cu capul în zori pe TVR1, este vineri, 18 decembrie, Liza Savoș și Gabriel Tăreșteanu. Mai sperăm că v-ați obișnuit cu noi, da? Că și eu sper obișnuit. Același lucru. Crezi? Sper că v-ați obișnuit și cu faptul că ne bate Crăciunul la ușă, cioc, cioc, cioc. Mai sunt fix 7 zile. Peste 7 zile vom sărbători Crăciunul. Și vreau să spun un lucru foarte important pe această ocazie de sărbători de Crăciun. Mai precis, pe 25 decembrie avem o super ediție cu capul în zori. Fuego, Stella Enache, Toredo, Circul, Andrei Teașcă, Ionuț și Doinița Dolănescu și Paula Selic. Toți vor fi de Crăciun aici, la noi acasă, cu capul în zori. Și noi, evident, dar nu numai noi doi, toată familia, Irina Mohora, Bianca Patrichi, Dorin Chioțea, Angie, a noastră, și Mădălina Manole. Bună dimineața, Angie! Ai treabă astăzi, nu? Ai treabă mult astăzi? Bună dimineața, bună dimineața! Hai că-i vineri, intrăm în weekend! Am treabă și cu mâna pe treabă tot timpul. Ești cu mâna pe treabă. Astăzi să știi că este ziua minorităților naționale, ziua mondială a limbii arabe. Știi ceva în arabă? Habibi. 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 Ziua internațională a migranților și tot astăzi s-au născut regizorul de film, Steven Spielberg. Îi mulțumim pentru lista lui Schindler, Fălci. Pentru ce filme îi mai mulțumim? Are atâtea. Sunt, nu mai vine acum, e vineri și nu prea funcționez. Brad Pitt. Pentru lui Brad Pitt îi mulțumim. Oricum, mulțumim așa pentru orice. Chit că a postat o poză pe Instagram, pe absolut. Îi mulțumim, îi mulțumim oricum. Să-i mulțumim lui Brad Pitt și să-i mulțumim și Cristina Aguilera, sărbătorită și ea astăzi. De altfel, Cristina Aguilera, după cum bine știți, a fost prima oară pe scena Cerbului de Aur. Acolo a dat un super recital care a impresionat lumea și de acolo s-a dus worldwide. Și tot astăzi este ziua unui campion. Ia zi, Fereșteanu, pe cine imit eu? Ia, pe imita. Da, da, trebuie să fac săritura aia cu săritura? Triplă Tsukahara. Ah, gata, știu. Marian Drăgulescu. La mulți ani. Zi de vineri astăzi, cum am spune noi. Te rog frumos, cum spui tu de fiecare dată. Fără reguli astăzi. Când facem acest semn de acum înainte să rețineți, este fără reguli. Pentru că intrăm în weekend. Bună dimineața, Angie, din nou. Astăzi ești cu legume. Vrei să recuperezi după zilele pe care le-am avut săptămâna asta? Am vrut să vă povestesc o treabă. Da. Cum m-am gândit așa să mă mărit ca bumnii vremea, da. Pues, astăzi vreau să postim. Că am auzit că dacă postești, e treaba bună. Așa. Dar tot că... pe stil românesc. Da, pe stil dacă românesc. Dacă te căsătorești, trebuie să și postești? Nu. Trebuie să postești ca să te căsătorești. Ah, că... nu știam asta. Sau măcar să poți avea o drăguță, trebuie să te... Ca să fii un creștin. Nu, realmente ar trebui să postim. Postul nu-i făcut degeaba, e foarte sănătos din când în când să ne desintoxicăm de carne. Și suntem încă în post. Ademas, pe deasupra, suntem încă în post. De toată forma, miercurea și vineri ar trebui să postim. Și dacă nu putem două zile pe săptămână, măcar o zi pe săptămână. Și mai mult în postul Sfântului Crăciun. Așa că astăzi, Fereșteanu, știu că n-o să mă iubesc. Astăzi o să-ți dau legume. Facem un ghiveci de legume foarte frumos. Și nu una, vreo 10. Uitați-vă câte legume am. Tot felul de rădăcinoase, de legume, de... O să iasă foarte, foarte bun. Ademas, ca un ghiveci de legume să nu fie foarte plictisitor, îi putem pune o mână de orez ca să-l mai diversificăm. Și putem să nu doar să-l înăbușim, ci nu câteva chestii care știm că iau foarte bun savor, putem să le tragem la tigaie, apoi să-l înăbușim. E o tehnică acolo foarte combinată ca să iasă foarte bun. Și ai din nou ingredientul tău secret. Și pun din nou pimiento. Care este? Care este? Ardeiul copt, ardei în trei culori, copt și pus la macerat în ulei de măsline și în oțet. De ce te uiți așa de năcăjâr la mine, Fereșteane? Că sunt foarte curios de rețeta ta. Ai o față de parcă-ți datorezi bani. Vorbim mai târziu și despre banii pe care mi-i datorez, dar în acest moment vreau să vorbesc cu ea, cu Andra Săceanu. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Am informații proaspete care promit că o să vă placă la nebunie astăzi. Să vedem știrile! Acestea au fost știrile. Mă întorc cu alte informații într-o oră. Mulțumim, Andra.
Și este un moment al dimineții în care mulți dintre noi probabil că abia fac ochi. Dacă v-ați trezit, vă recomandăm în felul următor. Puteți fi recunoscători. Recunoscători pentru un anumit motiv, mai cu seamă că în momentul în care ești recunoscător pentru ceva, cu siguranță vei primi energie pozitivă de fiecare dată. Bine. Elef Sabău, la tablă, vă rugăm. Eu sunt recunoscătoare astăzi, pentru că este și ziua lor, minorităților. De ce? Pentru că, datorită faptului ăstuia că suntem atât de diversi și de uniți, îmi place să cred că suntem uniți, cultura se dezvoltă și evoluează. Și cultura, și primul exemplu care îmi vine în minte este muzica. Că și muzica, știi că se naște din mai mult, cu mai multe influențe și, prin urmare, vreau să fiu recunoscătoare minorităților. E frumos motivul tău de azi. Da? De peste tot, de peste, exact, de peste tot și de peste ocean. De, absolut. Trebuie să celebrăm diversitatea, nu să o judecăm. Exact. Și așa se naște și frumosul, așa se naște și muzica, la muzică m-am gândit. Multe se nasc din diversitate. Da, da. Corect. Așa. Frumos motiv, bun motiv a avut Amaliza. Mă gândesc și eu la un motiv și... Și nu-ți vine nimic. Ba da, ba da, nu, nu, nu. A, voi e viori? Nu voiam nicio vioară, nu voiam nicio vioară. Aș vrea să vă spun în felul următor. Sunt recunoscător tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit de ieri până azi. Pentru că... Au fost mulți. Au fost... nu au fost neapărat mulți, cât au fost înțelegători. Pentru că îmi dau seama că uneori când sunt obosit, devin atât de... irascibil. Eu nu știu dacă am supărat pe cineva, nu-mi dau seama dacă am supărat. Pare că vrei să-ți ceri iertare. Nu, dar dau... Spune ce a zis maică-ta, te rog. Mama, ce a spus? Mama a spus că iar am exagerat cu Angie. Că am glumit cu... Păi mama este o apără pe Angie prioritar la noi în casă. Mama, te iubesc foarte tare că mă aperi, din suflet te iubesc. Când ți-a spus? Ieri m-am întâlnit 10 minute cu mama. Așa. Și în cele 10 minute a avut timp să-mi spună că am spus lui Angie de ouul ei pe care îl fai. Mi-a zis, vai, ce ai făcut, iar ți-am spus că nu e frumos, că... Mai mamă, te rog, las, că noi suntem între noi, ne acceptăm, știm de glumă. Îmi ține partea. Dar mama, să știi că... Și vreau să le fiu recunoscător oamenilor, pur și simplu. Oamenilor? Da. Pur și simplu, okay. Da. Așa sunt eu, un om al oamenilor, în această dimineață. Ce să... Așa. Angie, tu pentru ce ești recunoscătoare? Eu sunt foarte recunoscătoare. Îs din cale afară de recunoscătoare că vine sfârșitul de săptămână. Atâta de tare l-aștept, atâta îs de trudită și atâta de mult îmi doresc să dorm mâine până la 12, să-mi fac curățenie în casă, să-mi fac bradul de Crăciun, să... Vai, și trebuie să fac asta. Să vină weekendul, să simt că e Crăciunul, să-mi pun muzică, deci, să-mi podobesc, să... Îți recunoscătoare din suflet că vine sfârșitul de săptămână. Wow, deci fericită! Weekendului? Sfârșitului de săptămână. A, weekendului. Nu-i puteți zice sfârșit de săptămână? Ba da, poți să-i spui sfârșit de săptămână. Mai cu seamă, mai cu seamă că... Trebuie să-i zicem și weekend. Vorba nu, aia, dar e în engleză asta cu weekendul, dar noi aici fiind român, putem să-i spunem păi sfârșit de săptămână. Păi și nu ziceam că îmbrățișăm toate culturile. Astăzi că e diversitate, ba da, hai. N-ai văzut. Nici mai pot să mai zic când ai un argument așa bun. Dar voi nu sunteți bucuroși că vine sfârșit de săptămână, zău? Ba da, cum să nu fim? Mai zici că vineri dimineața că mă dau jos din pat, mă dau jos așa. Fericită! Da, fiți sinceri acum cu mine. Toată lumea să fie sinceră în acest moment. Vine sfârșitul de săptămână, nu zic nu. Dar vine și vacanța, nu calculați cam câte zile mai aveți până la vacanță, cam toți cei de pe aici, sincer. Mai avem 5 zile. 5 zile. 5-6. Eu nu pentru că sufăr, pentru că îmi place. Eu în fiecare zi când plec de aici, am impresia că am fost la o petrecere foarte faină care s-a terminat prea repede. În fiecare zi îmi pare rău când plec de aici. Vrei mai mult spațiu de emisie? Serios, dacă nu, doar că mi-e foarte somn. Dacă ne aude, dacă se poate mai mult spațiu de emisie, pentru că noi ne simțim ca acasă aici. E adevărat, doar că mi-e somn, atât tot. Mai permiți și altcuiva să aibă emisiunea aici sau doar noi? Nu știu, aș vrea doar eu. Am multe de spus. Bine, rămâi tu 2 ore după ce plecăm noi. Și, Fereșteanu, hai să facem oamenii să zâmbească în dimineața aceasta. Avem concurs. Dăm start concursului nostru. 3 vouchere în valoare de 300 de lei oferit de partenerul nostru Oșan. Și mulțumim pentru treaba asta. Știți deja regulile, telefoanele sunt afișate pe ecran în acest moment, ceea ce înseamnă că vom afla câștigătorul destul de repede. Avem o întrebare, v-am spus că devin întrebările mai complicate, așa că sper că ați fost atenți până în acest moment. Încât suntem azi, nu glumesc. Și
Sunt convins că întrebarea puțin mai complicată, nu foarte complicată, o să ne dea un câștigător chiar din prima oră. Aceste concursuri pe care le avem noi sunt din oră în oră, așa că avem unul acum, la ora 8 încă unul, la ora 9 încă unul. Dăm cu premii toată emisiunea. Dăm cu premii toată emisiunea. Mi-ar plăcea să ne suni cineva și de peste hotare. Da? Știi? Adică să intrăm în direct și cu oamenii care ne urmăresc de peste hotare. Păi ne-a sunat un domnul din Italia, vă aduceți aminte? Da, da. Care zice că face cadou. Hai să vedem. Hai să spunem bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Doamna Valeria? Da. De unde ne sunați? Din Timișoara. Din Timișoara. Ce faceți, doamnă? V-ați băut cafeaua? Încă nu, dar mă uit la dumneavoastră. Da. Mulțumim frumos. Și aveți... în regulă ce vedeți? Da, foarte frumos, îmi place foarte mult. Mulțumim, să rămână, nu avem așa emoții, nu știam, dar e ok. Da. Sunteți extraordinari, ne trezim în fiecare dimineață cu dumneavoastră. Să rămâinile, vă mulțumim din suflet. Hai să punem și întrebarea, să știți că e mai dificil, ați văzut, da? Că devin întrebările din ce în ce mai dificile. Pun întrebare sau păi? Hai. Hai, tu sau tu, eu? Tu, eu? Tu. Vrei eu? Hai. Bine. Care este motivul pentru care... Nu. A cărui gimnast da. E ce ziua de naștere astăzi? Ce gimnast sărbătorim astăzi? Da, pe Marian Drăgulescu. Normal! Așa, atenție! Ia uitați cum ajung la dumneavoastră voucherele, le vedeți? Au venit, aici sunt, da? Le-ați luat, da? Da. Gata. La dumneavoastră sunt mulțumim din suflet pentru telefon și că sunteți cu noi în fiecare dimineață. Eu mulțumesc mult de tot. Baftă la cumpărături și sărbători cu bine. Rămâneți la telefon alături de mulțumesc, colegii noștri. Mulțumesc mult. O zi frumoasă. Mine. Sărbători fericite și la mulți ani. Ce zici, Bianca? Hai, bună dimineața. Sărbători fericite și la mulți ani! Super. Cum sunt cu vremea astăzi? Bună dimineața! În București, astăzi, vremea se va menține mai caldă decât ar fi normal. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla, în general, slab. Temperatura maximă va atinge valoarea de 7 grade. În țară, cerul va avea înnorări și va ploua slab sau va burnița pe arii relativ restrânse în vest, nord-vest, sud-vest și cu totul izolat în restul teritoriului. Pe crestele montane înalte vor fi posibile precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în Carpații meridional și de curbură, dar și în zona litoralului. Revin ora următoare cu mai multe informații meteo. Faci, Bianca, să nu ratezi intrarea. Mulțumim frumos. Vrei să vii lângă mine? Sau? Nu? Mă schimb pentru Zumba. Pentru Zumba, Fereșanu. Mă așez confortabil că și așa stau bine aici. Mulțumiri, Mob Expert. Mii de mulțumiri partenerului nostru pentru confortul nostru zilnic. Mă rog, mai mult al meu, că eu stau mai mult aici. Da, să știți că și aici, în zona mea, tot partenerul nostru s-a ocupat de noi. Cam în toată căsuța s-a ocupat prietenul nostru. Mulțumim pentru confort, pentru că ne simțim cu siguranță bine în fiecare colț din căsuța noastră de aici, de pe TVR 1. Cu capul în zori. Măi, Fereșteanu, eu chiar simt că este vineri. Și eu simt că este vineri. Este vineri și vorba lui Angie, abia aștept să dăm și drumul la muzică astăzi, dar până atunci a venit așa pe repede înainte a noastră Mădălina, ai auzit-o, nu? A venit. Ce ai făcut, Mădălina? Pe praf de stele. No? Dar de unde vii tu, de fapt? Bună dimineața. Măi, Manole. Da, Angie. De ce alergai? De pe Venus. E de la Venus? Nu, vin de pe Venus, mai vreau de unde vin. Venus, planeta iubirii. Bravo, Fere! Da. Bravo! Ce mândră e de tine! Îți mai spun înseamnă că am avut un impact în viața mea. Da. Ce zic, astrele? Haideți să vedem. Și nu uitați să vă ascultați și zodia de ascendent. Contextul zilei ne aduce o mare nevoie de libertate și independență, în special în gândire și exprimare, și o mai mare dorință de a ieși din tipare. De aceea, trebuie să avem grijă la tendința de rebeliune și excentricitate care poate fi exagerată. Berbec. S-ar putea să auzi niște vorbe despre un prieten sau să porți un dialog cu cineva din anturaj care să te facă să-ți ridici semne de întrebare despre acesta. Astăzi îți exprimi liber și fără constrângeri punctul de vedere, ești curios și ai idei ingenioase. Taur, niște vești profesionale te pot destabiliza pe moment, însă îți vin soluții rapide și inedite și reușești să faci față contextului. Posibil ca tocmai un talent personal să te salveze și astfel să realizezi că ar trebui să-l pui în practică mai des.
Gemeni, îți trec prin minte fel și fel de idei și întrebări care îți trezesc la viață conștiința. Azi te poți transforma cu ușurință într-un apărător al dreptății și al valorilor morale și te poți remarca prin această atitudine. Rac, intuiția îți poate aduce soluții sau premise originale în vederea modului în care să obții un bun material sau să investești o sumă de bani. Poți ajunge la un consens în privința cheltuierilor comune în cuplu sau în familie. Leu, s-ar putea să fii surprins de un dialog sau de o propunere neașteptată venită din partea persoanei iubite sau a unui prieten, poate chiar a unui colaborator. Pare a fi o provocare care te încântă și te stimulează să intri în joc. Fecioară, poți fi luat prin surprindere de vești, informații destabilizatoare care au legătură cu locul de muncă. Poate fi vorba de un dialog cu colegii care să te pună pe gânduri. Oricum, ia în calcul că astăzi superiorii vor fi de partea ta. Balanță. Te poți bucura de surprize plăcute din partea persoanei iubite sau chiar din partea copiilor. Se întrevăd momente de relaxare, distractive și recreative, care vor aduce o notă de optimism gândurilor tale. Scorpion. O veste despre cineva din familie sau un dialog pe tema unor bunuri de patrimoniu te poate lua prin surprindere. Este o zi bună să spui în ordine niște acte legate de locuință sau să faci o investiție pentru casă. Săgetător. Un dialog cu partenerul de viață te poate stimula și îți poate anima starea de spirit. Comunicarea este productivă și în zona profesională și nu este exclus să-ți iasă o negociere așa cum ți-ai dorit. Capricorn. Poți avea parte de mici, dar binevenite câștiguri financiare. Poate fi vorba de o primă, de o remunerație a unei activități, oricum de o încasare mult așteptată. Pe de altă parte, poate fi vorba și despre achitarea unei datorii sau a unei plăți facturi întârziate. Vărsător. Te dedici cu multă plăcere activităților care te relaxează, micilor tale bucurii și distracții. Poate te axezi pe un hobby sau petrești timp cu persoana iubită și copiii. Cei singuri pot fi mai dornici de flirt. Pești. S-ar putea ca starea de spirit să nu fie una tocmai bună sau să resimți unele neplăceri legate de starea generală de sănătate care să te copleșească și să-ți inducă nevoia de interiorizare. Profită că este vineri și odihnește-te mai mult. Liza, Fere. Angie. Mulțumim, Manole, cum îți zicea noastră. Angie, hai că stăm bine și cu previziunile, îmi place. Stăm bine cu previziunile și am și eu o previziune de făcut. Yeah. Știu că ți-ar plăcea și ție dacă ajungi astăzi prin supermarketul Auchan. Ce? Să... De asta zici? Da, da, să pui mâna la raft pe niște fructe uscate care sunt trase și în ciocolată. Asta este propunerea de astăzi a partenerului nostru. Aha. Așa asta, că... Astea sunt foarte frumoase. Doamne, deci cât foarte... de bune, că ai mi-am gustat, băgat da? Degețelele în tăte. Atâta uzi de bune, vă rog frumos să mă credeți. De azi dimineață, de când am venit într-una mănânc. Așa. Foarte bune. Am înțeles. Uite. Așa că, iată-le, acestea sunt, despre ele vorbeam. Dacă aveți astăzi drum pe la supermarket, luați în calcul și propunerea noastră, pentru că noi garantăm pentru ea. Calitatea, măi, două, așa. Noi garantăm calitatea. Noi garantăm calitatea și prețul bun, că știți că eu sunt atent și la buzunar. La mine cu bănuțul e important de fiecare dată. Eu nu plec la drum dacă nu știu exact de bănuț, orice s-ar întâmpla. Să fie prețul bun, să fie totul bine. Și apropo de preț, este... Garantăm și cu mișcarea în dimineața este aceasta. Este neprețuită. Da. A noastră Bianca exact. Și zumba ei. Bună dimineața, Bibi. Bună dimineața, vă pupix. Pupix și noi la tine. Cu X în coadă? Păi da. No. Zumba. Jos. Jos. Încă. Lateral. Ha.
pirueta asta de la sfârșit. Care? Mersi. Asta așa? Da, da. Vuf. Alta n-am văzut, sorry. A clipit. A clipit când s-a fost așa, știi cum? Da. Oricum... Pirueta făcută de Bianca, Ferenc. Pirueta făcută de Bianca. Cum să-ți explic? La tine totul contează, Bibi. Totul se integrează și este unitar. La tine tot momentul este minunat. Iar a început Fere. Hai să-i dai bani ceva. Sau... Cum să nu? Eu îi sunt dator ei. Trebuie să ia, cu ce ești dator? Stai că vreau să aud ea. Trebuie să mergem la masaj tailandez de cuplu. Deja sunteți cuplu? Nu, mergem la masaj. Nu, mergem la masaj de cuplu. Exact. La masaj în doi. Săptămâna viitoare. De săptămâna viitoare. Da. Le-ai luat? Ne gândesc oricum. Foarte vreo, nu? Sunt băiat de scurcăre, știi cum? Și dacă n-avem loc, ne fac. Dar e deschis oare la masaj? Da. Da, ai găsit? Da, să-mi spui. Da. Și mie cam și o nevoie un pic așa. Vreți să mergem în 4? În 5 chiar, o luăm și pe modă. Hai că găsim și lumea de să fim 6. Luăși pe chiuța, luăși pe Irina. Gașcă mare, cine plătește, rămâne de văzut? Că dacă suntem așa mulți, să știi, Bibi, eu nu mă bag la plată. Păi nu, mă, nu în aceeași cameră, că oricum n-avem voie să fim mai mult. Nu se bagă la plată? Da. Da. Uite, poate o luăm și pe următoarea noastră invitată la masaj. Corect, ce zici? Ai dreptate. Este și drăguță și simpatică și designer vestimentar și mamă și s-a trezit cu capul în zori. Este la Coffee Break, adică cea mai autentică rubrică pe care o găsești oriunde în România. Luăm vedetele direct din Patlab, supunem întrebărilor, tirului de întrebări complicate pe care le avem. Catinka Roman, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce frumoasă ești, Catinka! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc frumos! Ți-ai băut cafeaua? Deja? Da, pe altfel nu funcționez dimineața fără cafea. La ce oră te-ai trezit, Catinka? Sincer? Da. La 4:15. Wow! Eu întotdeauna când știu că am de făcut ceva, mă trezesc mult mai devreme. Da, ești la fel ca noi, să știi, și noi, tot deci pe la ora aia. Deci nu sunt o matinală, chiar nu sunt. Ce tatuaj spectaculos pe gât. E foarte frumos. Bun, e temporar sau e... Nu e temporar, e definitiv. Și pe umăr văd că a continuat și a scris și... Și a scris și numele da, pe mai jos de gât, așa. E... Scrie? Calina scrie acolo? Nu prea te auzim. Nu prea te auzim deloc, mai precis. M-auziți mai bine. Acum, perfect, da. Da, da, da. Numele fiicei tale acolo, nu? Da, da. Da. Ce frumos. De când acest tatuaj și cum te-ai hotărât să-l faci? Că trebuie ceva curaj. Am început cu un tatuaj pe spate. Așa. Acum 5 ani. Și a urmat cel de aici. Așa, care este o pasăre Phoenix, făcut așa în stil acuarelă. După care mi-am dorit un tatuaj foarte vizibil și m-am întâlnit întâmplător cu DJ Vanda, care știți că e plină de tatuaje și se și ocupă cu chestia asta și m-a invitat la ea la studio și am conceput împreună tatuajul de pe gât. E foarte frumos și arată foarte bine. E foarte cool. În perioada asta se poartă. Te-ai gândit vreodată și să renunți la vreun tatuaj? Te-ai gândit că la un moment dat nu o să-ți placă? Ai teama asta? Bine, deja am o vârstă. Așa. Nu. Eu cred că tatuajele sunt ok și pentru persoanele mai în vârstă, chiar dacă îmbătrânești, așa cum sunt ridurile. Pot să existe și tatuajele. Și trecerea anilor nu cred decât că adaugă o patină frumoasă peste ele. O perioadă plină de transformări pentru tine și de schimbări. Ești adeptă și a dietelor și a sportului. Și voiam să te întreb cât ai slăbit și cum ai făcut treaba asta. Eu dintotdeauna așa cum... Probabil știți, dacă m-ați mai urmărit, de-a lungul anilor am avut problema asta cu kilogramele și m-am zbătut foarte mult, țineam diete peste diete și aveam efectul yo-yo, ori slăbeam extraordinar de mult, ori mă îngrășam foarte tare și la un moment dat am decis să nu mai fac chestia asta și să nu mai țin nicio dietă. Și pur și simplu să mănânc cât se poate de
echilibrat, fără de toate, absolut de toate, însă în cantități mult mai mici și să evit ceea ce nu trebuie. Și chestia asta a funcționat foarte bine. Adică, da, nu am neapărat talie de manechin, însă am ajuns la un număr de kilograme în care mă simt confortabil și mă accept așa cum sunt, chiar mă plac foarte tare. Și noi te placem foarte tare. Și cred că problemele de nutriție de cele mai multe ori au o bază psihologică. Și e foarte important să știm de unde ne vin aceste probleme și să facem ceva în direcția asta. Plus că m-a ajutat foarte mult sportul, iar de ceva timp, de fapt mai precis de când cu pandemia, pentru că e mai complicat să mergi la sală și să socializezi acolo, că n-ai încotro, m-am apucat de dans. De dans ai zis? Ce fel de dans, da. Katinka? Păi am un profesor de dans, un prieten foarte bun, pe Florin, și el este profesor de flamenco și fost balerin la operă și merg și lucrez doar cu el în sală, fac antrenamentul de balet și probabil că din ianuarie o să mă duc și la orele de flamenco. De câte ori faci pe săptămână sport? De câte ori pot. Aș vrea să merg în fiecare zi, dar n-am timp întotdeauna, dar cam de 3 ori. Dar e adevărat că sportul îți dă dependență? Noi da. Da? E foarte adevărat. Ești dependent de plăcerea de a fi acolo, cu siguranță de serotonina și dopamina care se eliberează și la dans e și mai și pentru că intră în combinație și muzica și atunci e de 3 ori mai plăcut. Ce frumos! În această perioadă dificilă, dacă ar fi fost să iei la sport pe cineva cu tine, mă gândesc că ai fi luat și pe părinții tăi. Știu că ai o relație foarte apropiată cu tatăl tău natural. Da. Ce se întâmplă în această perioadă? V-ați vizitat? Vă întâlniți de Crăciun? Ce urmează? Da, da, eu, mă rog, am stat destul de cu minte și am încercat să mă feresc cât mai mult, în principal pentru el. Pentru că cum trăiește singur și este foarte în vârstă, a făcut 87 de ani. Eu sunt cea care îl vizitează, îi mai fac o cumpărătură, deși el e foarte independent, dar aș vrea să iasă cât mai puțin în perioada asta, ceea ce e destul de complicat, fiind activ și plăcându-i să se plimbe și să-și facă treburile lui. Avem și o poză acum pe ecran cu tine. Trei generații. Exact, iată, da, într-o poză. Alături de fata ta și de tatăl tău, natural. Da. Wow, da, ce frumoasă e fata. Da, este și într-o competiție acum. A fost. A ieșit la un moment dat. Da. A fost în regulă acolo în competiție? Te-ai uitat? Ți-a plăcut de ea? Da, mi-a plăcut foarte mult de ea, însă, din păcate, mediul de acolo era foarte toxic din punctul meu de vedere și deși s-a înțeles foarte bine cu o parte din fete și cu echipa de producție, la un moment dat a considerat că se întâmplă anumite lucruri care contravin principiilor și educației pe care a primit-o și a hotărât să iasă. Pe mama ta reușești să o vizitezi des în perioada aceasta? Nu foarte des, dar vorbim în fiecare zi la telefon și mă mai duc din când în când. Merg și eu și Calina să o vedem. Și ne mai întâlnim la coafor, la Laurent Turet. Avem acum o fotografie cu Mioara Roman și Calinca, iată, o poză frumoasă de altfel. O ador poza asta, deși așa nu pare la prima vedere, Calina a luat foarte multe lucruri de la mama și se au o relație bine specială. Se înțeleg super da, bine, se nu? Da, super bine, da. Era un oraș la cafea în poză, nu? Nu, erau la lor
dorm la salon, pe terasă. Are o terasă superbă și vara, de foarte multe ori, avem, n-avem treabă pe acolo, ne mai ducem să bem o cafea. Mai avem o poză pregătită acum, Calina, alături de... Bunici. Bunici. Da. Ce frumos. De mama și de tata. Bunicii întotdeauna au un loc special, nu știu, în sufletul nostru. Așa... Așa este. Catinca, am înțeles despre tine că ai dezvoltat și un proiect social. Despre ce este vorba? Da, sunt pe cale să-l dezvolt. Am tot urmărit în ultimii ani ce se întâmplă în România când vine vorba despre violența domestică, traficul de persoane, egalitatea de gen, cum sunt privite diverse minorități la noi și împreună cu trei prieteni, două fete și un băiat, ne-am hotărât să facem o asociație în care să vină fiecare cu skills-urile lui. Eu pe partea de PR și de imagine, Flavian Gervescu, băiatul de care vă vorbeam, cu skills-urile lui de manager și om de afaceri, Andreea Pop, avocată, și prietena mea cea mai bună, Ana Roma, care este psiholog, și să încercăm să facem ceva. Pentru că situația este foarte, foarte tristă. Bănuiesc că ați urmărit. Da, suntem și noi la curent. Dar mai exact ce veți face? Veți pune la dispoziție un număr de telefon prin care vom putea dona? Sau... Și asta. Vom face campanii de educare. Noi credem, de fapt, că lucrurile pleacă de la educație și că ar trebui să se înceapă cu această chestie. Și am vrea să educăm nu numai lumea, dar să încercăm să facem niște traininguri pentru persoanele care sunt implicate direct. Poliție, cadre sanitare, psihologi, în școli, pentru profesori și așa mai departe. Visul nostru ar fi să facem un adăpost. Wow! Putem, vrem și noi să contribuim la asta. Suntem aici de fiecare dată. Da, chiar îmi doresc să fac un adăpost, așa cum există în alte țări, unde să primim persoane în dificultate, să le oferim consiliere psihologică și reinserție profesională. Pentru că de foarte multe ori, când vine vorba de femei abuzate, principala cauză pentru care stau în relațiile toxice este lipsa independenței financiare. Salutăm inițiativa, Catinca. Felicitări și o să ne alăturăm și noi acestui gest. Și totuși, hai să vorbim și de sărbători, pentru că ne bate la ușă Crăciunul. E o perioadă mai greuță, într-adevăr, și vrem totuși să știm de alături de cine îți vei petrece tu sărbătorile. În primul rând... Cam fiecare an, ori în ziua de ajun, ori chiar în ziua Crăciunului, pentru că nu avem o regulă stabilită, e în funcție de programul fiecăruia, voi merge împreună cu Calina la tata, după care la mama, sau invers. Așa, asta e o regulă la noi în familie. După care, cu siguranță, o să-mi strâng așca de prieteni și o să petrecem o seară liniștită, bineînțeles, respectând regulile. Regulile, da. De distanțare. Catinca Roman, îți mulțumim tare mult că ai fost cu noi în această dimineață. Te așteptăm și aici, în studio, să știi când... Oricând, mare drag. Te pupăm. Sărbători fericite să ai. Sărbători fericite și numai bine. Vă pup. Ciao. E, uite, și vorbeam de sărbători fereșteanu. Simt că te duc la plimbare eu în momentul sau, acesta. Sau, mă rog, hai, du-mă tu că am luat înainte.
fii atentă. În acest moment mergem la o scurtă plimbare, așa, unde așa. E Gabi al nostru? Aici, unde este Gabi al nostru. Așa. Și te port într-o destinație exotică, pentru că iată o idee de decorațiune diferită. Acolo, nu-mi place, uite. O colecție, Amazing Tales se numește această colecție, o găsiți în cadrul supermarketurilor Auchan și vă propune peste 50 de produse inspirate din destinații exotice. Mai precis, puteți găsi panglici, paiete, orhidei, globuri, figurine și tot felul de produse care te vor ajuta să-ți transform Crăciunul într-o destinație de vis. Avem și paiete. Auzi, vrei să facem camban cu Alinuța. Nu știu bancul. Când dansează singur în jurul bradului. Ia, care? Zim bancul. Era banc. Amulă, dar nu știu să spun bancuri. Era ceva de genul, vine Alinuța, Julita acasă. Iartă-mă, Alina. Așa. Vine Alinuța, Julita. Nu-i problemă, lasă. Alinuța vine Julita acasă. Da? Și o întreabă mama ei. Mamă, dar ce-i pățit? Ce-i cu atâtea răni? Așa. Păi am avut serbare de Crăciun. Așa. Păi și ce s-a întâmplat? Păi, a trebuit să dansăm în jurul bradului. Păi și care-i față? Am dansat singură. Foarte bun, bancul. Da, mă, că e bun. Hai că v-ați distrat, da? Nu. V-ați distrat? Nu mă pricep. V-ați zis că nu mă pricep. Da. Toată lumea s-a distrat. O să-l chemăm pe Doru Octavian Dumitru să ne zică bancul. Am râs de să zic, dar nu ne-a revenit. Dar e un banc cunoscut, adică... Da, da. Nu știați nu? Bancul? Da, da, uite, Bianca mea așa. Deci... Eu sunt convins că... Mulți dintre cei care ne urmăresc în acest moment s-au și distrat și știau bancul tău. Da. Ba chiar au mai cerut câteva bancuri de la tine. Nu mai am, îmi pare totul, rău. Tot ce e bun să știți, dragilor, în ediție limitată. Băi, nu se poate așa. Un pic de niște bănuțe, adică credeți că gratis. Liza prestează așa bancuri oricât și oricum. Doar așa, când vorbim de brazdă. Doar odată-i Crăciunul la sărbători speciale, mai zice câte un banc. Până la anul mai avem ceva timp. Poate de Revelion. În acest moment... am timp să mă pregătesc. Până la Revelion? Doamne, da, dați-mi timp. Vă rog frumos, eu să-mi iau revanșa. Nu vreau să zic că ești foarte talentată. N-ai nevoie de pregătire. O să-mi iau revanșa. Mă pricep la altele, mai puțin la și revanșa, că ai fost minunată. Hai, lăsați. Doamne, n-are încredere în mine când îi spun ceva. Ideea e că v-am spus de la început. Hai, ferește, nu treci, depășește momentul. Eu l-am depășit. Tot încerc, dar nu mă lași. Eu l-am depășit, tu nu poți. Vrem să spunem și de pozele telespectatorilor în acest moment. Vorbeam despre bancul pe care l-a avut Liza de spus. Suntem pe Facebook-ul nostru, că de-aia aveam telefonul în mână. Acum l-a înțeles Fereșteanu, de-aia râde acum. Râdim cu totul și cu totul alt motiv. Avem aici Facebook-ul. Hai. Și nu râd de Facebook, dar mă bucur de fiecare dată mi-apare zâmbetul pe față când intru pe Facebook-ul nostru cu capul în zor și vedem pozele cu decorațiunile voastre de Crăciun. Pentru că am lansat provocarea asta pe Facebook și în fiecare zi am zis să ne delectăm așa. Cum ați decorat voi căsuța? Al cui este acest brăduț? E foarte frumos. E micuț, așa, vezi, și simplu și parcă e compact, așa, parcă e... Da, frumos, simplu și de efect, are culoarea roșu. Are vârf de brad, cum am avut eu în copilărie. Când eram mici, da! 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 Doamne, Bianca, cât avem în comun! Mihai, alături de nepoței lui, împreună au împodobit ei acest frumos brad. Iată-l, au pus și o stea acolo. Avem un alt brad de la Marina de această dată. Yeah. Micuț bradul, conține culoarea roșu, are și ceva auriu în această poză din ce văd. Vai, ia, ce spiridușii, uite. Spiridușii lui Moș Crăciun aici, alături de un brad. Uite, e pe alb bradul, da. Pe alb este bradul. Bravo. Și trecem mai departe de acolo, nu-mi dau seama dacă la o pisicuță la, lângă brad. Alina o cheamă pe pisicuță. Alinuța. Alinuța, cam banca, am înțeles. De acolo a venit. A, ce tare e asta. Da, de la Mariana. Mariana. Dar asta unde e? Afară? Bună dimineața, Mariana. Afară? Pe pomul, pe terasă. Mai sunt oameni care au și case mai mari așa. Eu nu știu de așa ceva. Nici eu. Nu recunosc. Așa. Vai, ce frumos. Alt spiriduș al Moș Crăciunul. Și are... Curen. Da. E cu Curen, da. Cum ar veni. Zice bine, Bibi. Cred că e natural bradul din poza aceasta, și îmi pare mie. Pare a fi într-un ghiveci. E cu love-love în spate. E cu love-love în spate. Are culoarea... Recunosc bradul! Recunosc bradul ăsta! Este într-adevăr cel mai spectaculos, cel mai cu stil, cel aplauze. Mai... Aplauze de aici, din regie. Este bradul... Mulțumim, mulțumim! ...fetelor noastre, de la make-up și hairstyling.
fetele care ne ajută dimineață să arătăm la oameni, să ne dau o față, ca să zicem. Vreau așa. Să vă spun Dar vezi ce înseamnă să știi cu frumusețea? Da, exact. Vreau să vă spun că eu m-am uitat la bradul ăla foarte mult până să-mi dau seama că e un brad și ce idee creativă ați descoperit acolo. Foarte frumos acolo. Soția lui Moș Crăciun am putea să numim bradul respectiv, dar fără cap, bineînțeles. Da. Capul e în zori. Da, ce trup are ce soția trup, lui Moș Crăciun. Aici se încheie și prima oră. Gata? Cu capul în zori. Gata, am ajuns la final, dar nu e nicio problemă. Sfârșitul de săptămână îl petrecem împreună la 8 fără 5. Ne revedem aici pe TVR1.